Credincioșii din municipiul Curtea de Argeș, care au venit astăzi la noua catedrală arhiepiscopală, au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să fie încrezători în persoanele din domeniul medical care fac eforturi pentru salvarea de vieți omenești. Trebuie să luăm în considerație faptul că sunt oameni de știință, nu numai în România, formidabili, dar sunt în toată lumea oameni cu credință în Dumnezeu și cu respect față de ființa umană și lucrează în credință. Cum adică poți să scoți din tratamentul care se face pentru sănătatea omului tocmai credința, nădejdea și în dragostea eforturilor care se fac pentru sănătatea noastră? Duhul lui Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu nu vrea moartea bolnavului, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se trateze, să se întoarcă, să fie înțelept și să aibă viață, că și doctorii se roagă pentru sănătatea și pacea noastră. La final, părintele arhimandrit Caliopie Ichim, consilier eparhial, a vorbit despre lucrările de pictură care continuă în interiorul catedralei, în această săptămână fiind montate schele în zona turlei centrale.